Iubitorii de film se vor delecta de săptămâna viitoare cu povești premiate sau nominalizate la Oscar și Globul de Aur. Caravana filmelor TIFF pornește la drum prin țară, proiectând câteva dintre cele mai apreciate producții din ultimul an. Comedii, thrillere, povești emoționante, premiate la Cannes, Berlin, Veneția, Locarno sau nominalizate la Oscar și Globul de Aur vor încânta publicul în perioada următoare. Din iulie până în septembrie, pe un ecran gonflabil uriaș în aer liber, spectatorii se vor delecta cu povești premiate în festivaluri și succese de casă din România, Ungaria, Franța, Germania, Norvegia, Spania, Marea Britanie, SUA, Canada sau Brazilia, au comunicat organizatorii. Unul dintre cele mai așteptate filme ale toamnei, Câini, în regia lui Bogdan Mirică, va rula la Alexandria. Intrarea la proiecții este liberă. Primul oraș de pe harta caravanei este Carei, între 19 și 21 iulie, în Parcul Dendrologic, urmând să ruleze trei filme din selecția Festivalului Internațional de Film Transilvania.